Da, hai că am vorbit cu omul și a zis că ne face rost de niște cazări mișto pentru festival. Dar mă, știu că au și pe site la Antol, dar am zis că încercăm și cu el dacă tot sunt în Cluj. Bine, mă, normal că negociez, îți dai seama, doar nu suntem Maticiuc. Hai că trebuie să intru. Te pup, te sun după aia. În Clujoni, au venit. Cine? Băiatul cu cazarea. E numai unul. Numai unul tare, că de când au băgat Antolul giveaway cu cazări, s-a dus tot. Bată-i Dumnezeu să-i bată cu giveaway-urile lor, că ne strică toată treaba. Bună ziua, scuzați. Zero. Bună ziua, am vorbit la telefon în legătură cu cazarea pe perioada Antoldului. Apoi, ai venit în cel mai bun loc, că noi aici le dăm aproape gratis. Ba, foarte bine, asta și căutam. Îmi arătați niște variante? Toge, nu chem mută cu fărul cu bani de lângă câine, că iară s-o blocat în ea. Bine. Atât e de greu cu spații de depozitare în perioada asta, doamne feri. Uite aici, am aici un apartament la două camere a întâia, în Mărăști. Păi, da, dar eu vreau să-l închiriez, nu vreau să-l cumpăr. Păi atâta e chiria. Cum? Atâta e chiria? Oh, potolește-te, că-i pe trei nopți. Dacă era o singură noapte, înțelegeam, da, e un pic mult. 40.000 de lei. Dar pe trei nopți, e pomană. Dar tot aia sudat. Hai să-ți dau ceva să te ștergi. Nu mulțumesc. Oare alte variante mai aveți? Mai avem, uite, aici o garsonieră, aici aproape la Turda. Mai micuță e așa, e foarte cochetă, foarte cochetă și oricum voi mai mult stați la festival. Cam cât de micuță? Cam 8 metri pătrați. Dar dacă nu faceți mișcare multă, eu zic că încăpeți și două persoane. 8 metri pătrați? Ok, dar de curiozitate, cât costă asta? Avem discount în perioada asta, 14.000 de lei. Știi, ieșim pe pierdere, dar ne asumăm. 14.000 de lei? Păi ăștia de la Antol dau cazări pe challenge-uri pe TikTok și voi îmi luați bani cât o mașină? E pe 3 nopți. Dacă vă strângeți mai mulți, nici nu simțiți. Nici nu simțim cum ne sufocăm în casă, da, așa, asta într-adevăr așa e. Domnule, vă rog frumos, haideți să ajungem la o înțelegere. Ceva, nu știu, sub prețurile din Monaco aveți? Hai să ne uităm. Apartament, două camere, 1.500 de lei. Asta e acceptabil. Unde-i? La Eroilor. În centru? Nu, lângă metrou. Păi, de când aveți metrou în Cluj? Nu, în București. Dom'le, Antoldu e în Cluj. Vreți să-mi dați cazare în București? Pe aș naveta. Nu, aveau dreptate, băieți. Da. Ce băieți? Păi pe cine suni? Îi sun pe băieții mei. Pe care? Îi sun pe băieții. Toge! Dă foc la bani, că ăsta e de la filaj, mă, repede! Dă foc la bani! Mă prindeți voi pe mine viu, mă! Domn Crujunie, vă ajut! Toge, ia asta și trage mine, te rog, că mie mi-e rușine. Domn Crujunie, dar asta n-are glonțe. N-are glonțe? Nu te holba așa la mine, că nu pun băieții tăi mâna pe mine. Care băieții mei? Că-s tovarășii mei cu care merg la Antold. Nu-s băieții cu ochii albaștri din servicii? Băieți? Păi, au ochii albaștri câțiva dintre ei, dar lucrează la corporație. Da, noi o să luăm cazare direct de la Antold. Mulțumesc pentru oferta. Am dat foc la bani, mă. Degeaba. Câte cazări am dat anul ăsta? Aproape una. Și cât valorează apartamentele dacă le vinde? 4.000. Tot e, mă, nu unul singur. Tot e, că alea pun la iarnă pică.